am stabilit un grafic de recuperare a acestor întârzieri. Sigur, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt aceste atenționări la modul general, dar concret nu este în pericol astăzi să pierdem acești bani europeni, dar vom face tot ce este posibil, vom face presiuni la firma de construcții să reduc aceste decalaje care le au la reabilitarea rețelelor de apă și reabilitarea rețelelor de apă, pentru că la canalizare este în ordine. Din păcate, trebuie să o fac pe super diriginte de șantier. Într-o societate normală nu asta este rolul primarului, dar voi face acest lucru în fiecare zi de marți până în anul cel puțin 2010, la sfârșit când se termină proiectul ISPA.